Și iată apa Siloamului. Iubiții mei, sigur că vă aduceți aminte de Sfânta Evanghelie, în care orbul acela este trimis de Iisus Hristos să se spele la apa Siloamului. Și a venit și a dat cu apă pe ochi și și-a recăpătat vederea. Iubiții mei, nu apa aceasta i-a dat lui vederea, ci credința lui, ci puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să fie Evanghelia vie în sufletele dumneavoastră, pentru că văzând aceste locuri, în cu totul altfel trăim cuvintele de la Evanghelie pe care le citește preotul slujitor. Da? Iată apa Siloamului, extraordinar! Uite, ăștia sunt creștini ortodoxi și arabi. Sunt foarte gălăgioși, dar mă bucură credința lor. Iată-te! Iată, vin pe aici prin tunel. E un tunel pe aici. Și merg prin apa asta care e adâncă cam până la genunchi. Domne, da multă gălăgie. Păi, ăștia au chipă-n ta. Ia uite, să udă. Ia uite, e udă toată. Bravo. Dar măcar e bucuroasă. Și dânsa, la fel. Da. Undeva mai încolo de tunel, o împărăteasă Evdochia a zidit o biserică, care apoi ea a fost dărâmat. Deci apa asta este în sătucul Siloam, se numește sătucul, și ține de Ierusalim, chiar în Ierusalim. Uitați-vă cum vin prin tunel și prin apă. Ia uite-i cum vin. Uite-i cum vin. Părinte, îmi pare rău, dar nu mă pot abține să nu vă filmez cum vă dezbrăcați. Asta este, o lăsați după aia, nu-l lipiți la nimic, îl arătați doar... Asta e, v-am filmat acum. Am reușit să mă bag în picioare în apa asta. Iată, hai, dăm ochelarii și facem așa. Ca să văd și eu lumina ta, Doamne, că tu ești lumina lumii. Amin. De trei ori, numele Sfintei Treimi, da? Amin. A doua oară și a treia oară. Și vreau să văd și împărăția ta, prin mila și prin bunătatea ta. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne, Doamne, miluiește-ne. Doamne. Iată! Ar trebui să mi și pantalonul. Și atunci mă întorc. Doamne, atotțitorile, Părinte, Fiule Veșnic și Duhule Sfinte, Trăime de trei ori Sfântă, călăuzește-ne pașii în marea vizicea învolburată. Iisuse mult îndurate, dă-mi iertare de păcate, ispășirea pe pământ, până nu plecă Domnul. Iartă-ne, Doamne! Maică prea sfântă, prea curată, mijlocește la Fiul Tău, Dumnezeu nostru, că vezi nădejdea mântuirii sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Și acum, alilui, alilui, alilui fiecare în sala lui. Adică trebuie să plecăm în România, cu ajutorul Dumnezeu și cu binecuvântarea duhovnicului pe care am luat-o, să nu plecați în călătorie fără binecuvântarea preotului duhovnic, fără să citiți și dumneavoastră rugăciunea de călătorie, că vă trimite înger păzitor tare ca și lui Toghie. Amin și aleluia.